Valea Jiului, din nou bună seara, din nou o ediție a emisiunii Puterea Cuvântului, ultima din această săptămână. 2014 în cifre, 2014 în investiții, 2014 din punct de vedere economic, 2014 un an mai bun sau poate nu. Toate acestea la Capital TV, la Puterea Cuvântului așadar, cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Ioan Moloț. Bună seara, domnule președinte! Bună seara și, fiindcă sunt prima dată în acest an la noastră în emisiune, dați-mi voie și de la postul dumneavoastră să le spun la mulți ani celor care ne privesc și nu în ultimul rând tuturor celor din Valea Jiului. Domnule președinte, așadar, 2014 mai bun sau mai rău? Cum îl simțiți, în primul rând, din experiența pe care o aveți atât de mulți ani în Consiliul Județean? Eu sper să fie un an mai bun. Spuneam de anul trecut că pentru mine a fost un an, pentru mine Consiliul Județean, ca și reprezentant al Consiliului Județean, a fost un an mai slab, că am făcut mai puține investiții, sau cel puțin așa mi s-a părut. Dar când am tras linia, am observat că față de 2012 am făcut cu 20 de milioane mai multe investiții decât în 2012. Într-un an prin care România a trecut printr-o criză, sau trece printr-o criză puternică, cred că nici în anul ăsta nu scăpăm de ea. Și într-un an în care, chiar dacă provin dintr-un partid care guvernează România, fonduri de la guvernul român n-am primit, fiindcă a fost obligat să asigure accizele și arieratele, în mod deosebit, la cei care le-au făcut pe perioada trecută, fără să mă leg de moștenirea grea. Asta este viața, fiecare ne duce mai departe. Poate și după mine care vine, poate spune că am lăsat o moștenire, are o moștenire grea. Nu intrăm într-un joc politic, nu ne dorim să fim la guvernare, mai ales că toți am trăit în acea perioadă și știm exact cum a fost. Dar nu mă plâng, anul ăsta avem șanse mult mai mari să facem investiții mult mai multe în județul Hunedoara și aș vrea să lămuresc foarte clar această problemă a investițiilor. Pentru mine fiecare investiție care o tai, fiecare panglică la care particip și o tai, nu înseamnă numai că am realizat un obiectiv. Înseamnă că acel obiectiv, pe parcursul desfășurării activități în care el să fie realizat, a creat locuri de muncă. Și mă bucură faptul că firmele de construcții, fiindcă noi cu ele avem de lucru, din județul Hunedoara nu prea au dat faliment, nu și-au lăsat oamenii în șomaj, ba dimpotrivă au prosperat de la an la an. Și asta este o mulțumire care poate să aibă fiecare edil, indiferent că se numește președinte de Consiliul Județean sau primar a unei localități, indiferent cât de mare și de mică este. Pe lângă bugetul care e cu ceva mai mare decât anul trecut, doar la drumuri avem o situație mai delicată, avem mai puțin bani decât anul trecut și mult mai mult decât am avut în 2008, de exemplu. În fiecare an s-au redus, dar am reușit să compensăm într-un fel prin un dosar de împrumut care l-am avut și anul trecut, pe care l-am depus atunci, mi-aduc aminte, în 3 ianuarie, că se lucra, și care a stat în stand-by un an de zile, fiindcă datorită arieratelor n-am putut să primim acordul, nu s-a împrumutat nimeni decât doar pentru cofinanțări. Și ca atare, în acest an, în 6 ianuarie, prima zi lucrătoare din luna ianuarie, l-am depus la Ministerul Finanțelor un dosar care înseamnă un împrumut pentru Consiliul Județean de 40 de milioane și cei care sunt obișnuiți cu miliardele și încă nu s-au obișnuit cu termenii noi, e vorba de 400 de miliarde de lei, care nu sunt chiar foarte puțin, adică cam de 3 ori cât primesc într-un an din bugetul de stat pentru drumurile județene. Un împrumut care
Mai acum vreo 40-45 de minute vorbeam cu ministrul de finanțe și vicepremierul României, domnul Daniel Chițoiu, fiindcă marți am fost la București cu ultimile file ale dosarului, că el până ajunge la comisie trece prin niște verificări și ți se mai solicită una alta. Îmi spunea că în jurul datei de 16 va fi acea comisie, 16 ianuarie, și eram curios să văd dacă a fost sau nu a fost, și mi-a spus că doar marța viitoare se va întâlni comisia, fiindcă un secretar de stat care președintele comisiei lipsește din țară. Deci, cele 40 de milioane de roni înseamnă finanțarea 5 drumuri județene, din care 2 sunt în Valea Jiulei. Unul e vorba de drumul de la Straja, fiindcă știți bine, atunci când l-am făcut, n-am reușit să-l finalizăm cu stratul de uzură. Astă vară am mai reușit noi să-l peticim în așa fel încât să se circule în mod civilizat în toamnă și iarnă. Iată că i-a venit rândul și în acest an, cu certitudine, va fi finalizat și cu stratul de uzură. Ce mă bucură foarte tare este faptul că pentru acest drum studiul de fezabilitate a fost de 18.129.900. Cam atât se credea că se valorează, că valorează acest drum. Am avut inspirația și astă vară, în luna iunie, am dat drumul la o licitație care pe acest drum, cu precizarea că fondurile sau ea va fi valabilă în momentul în care vom avea fondurile asigurate, și au participat mai multe firme, a câștigat o firmă la jumătate de preț, de 9 milioane, am chiar și prima pagină a contractului încheiat în 8, contractul numărul 318 încheiat în 8-a-7-a, și prețul exact este cu TVA cu tot 9.046.818,66 de lei, ceea ce înseamnă jumătate din suma care era preconizată, dar care noi obținem de la acea comisie. Am deja contractul încheiat încă de anul trecut cu banca care furnizează banii și este CECU. Și mă bucură, de ce mă bucură acest lucru? Că îmi rămân 9 miliarde care pot să-i bag într-o altă investiție. Și fiindcă vă spuneam că suma de 40 de milioane, două drumuri, îs în Valea Jiului, dar valoarea lor era mai mult de jumătate decât această sumă, adică 21 de milioane. Celălalt drum fiind drumul Merișor-Dealul Babi. Dar și acolo nu tot drumul, doar 5 km. Fiindcă știți că acolo se dorește să facă un parc de eoliene și firma care face acest lucru, în dorința de a își face ei drum ca să poată să circule cu mașinile de tiraj mare, au spus că fac ei porțiunea cealaltă de la dealul Babi până la Vulcan. N-au putut să-l facă, nu l-au făcut, eu nu mai aștept după ei, și atunci din cele 9 milioane care mi-au rămas transfer la dealul Babi ca să-l terminăm de la Merișor până la Vulcan. Estimativ nu știu cât costă întregul drum, dar pot aprecia că 5 km care s-a făcut de la Merișor până sus în vârful dealului m-a costat 3.780.000. Cam tot atâta ar costa și să vii în jos. Deci 4 miliarde să fie, 5 miliarde să fie, din cele 9 și ceva mai rămâne pentru un alt drum care vreau să-l fac, fiindcă am promis că în acest mandat vreau să, când plec din mandatul acesta,
fiindcă știe toată lumea, nu mai candidez pentru un nou mandat de președinte, asta în varianta în care voi încheia mandatul, că s-ar putea să-l închei fără voia mea pe 19 martie când... Asta am vrut să vă întreb, nu vă grăbiți așa tare, nu? Nu mă grăbesc. Nu mai știți cum e, am o vârstă când trebuie să mă grăbesc, că nu mai am timp. Și atunci, de aceea și vreau să fac câteva lucruri care să rămână, să nu-mi spună lumea că am stat pe scaunul ăla numai ca să-mi spună domnul președinte. Și atunci, restul de bani care ne rămân va fi prima parte pentru investiția drumului din Parâng. Dacă vă plimbați așa ca și președinte, eu recunosc că a mers imaginar pe drumurile pe care le-a spus dumneavoastră. Le-ați parcurs la pas. Dacă, apropo de la finalul mandatului, doriți să vă încheiați toate obiectivele mari pe care vi le-ați propus, dacă survolați județul Hunedoara, credeți că ați fi încântat de infrastructura pe care ați realizat-o în timpul mandatului dumneavoastră? Câte mandate au fost, domnule președinte? Vreo trei? Dacă îl termin. Dacă nu, două jumătate. Tot al treilea. Da, dar îl termin două jumătate. Fără lipsă de modestie, sunt încântat de infrastructura care este. Și o spun public pentru prima dată în discuțiile cu amicii și relații mai, în grupuri mai restrânse, o mai spun. Dar acum o spun public. Aduceți-vă aminte când se lucra la drumul DN66 de la Simerea Veche până aici în Valea Jiului, de câte ori apărea Moloț în emisiune, toată lumea îl punea și explicam că drumul nu este în atributul Consiliului Județean, fiind drum național. După ce s-a terminat, au început laudele la adresa lui Moloț. Am zis, domnule, dacă am meritat să apun dinainte, merit și laude. Deși nu e treaba mea, dar... Dacă eu finalizez aceste drumuri, mai avem câteva care le vom finaliza la nivelul județului și dacă se finalizează și un alt drum important care pleacă de la Șoimuș, drum național, merge Brad, de la Brad Oradea și este licitat, e firmă câștigată, declarată câștigătoare, contract încheiat. Toată iarna au lucrat și s-au bucurat de vreme că au lucrat, au măsurat terenuri. Se și fac niște despăgubiri pentru că intră pe terenurile proprietate privată, ținând cont că mai bine de jumătate și până când îmi termin mandatul și sper să-l termin la finalul mandatului, adică în 2016, județul Hunedoara este străbătut de la vest la est de autostradă, te declar mulțumit. Cred că da. Cred că dacă, cel puțin prin comparație, că cel mai simplu așa este, dacă te uiți la drumurile din alte județe și apreciezi și asfaltul din județul Hunedoara, te poți declara mulțumit. Și dacă bați acest drum de care ziceați mult hulitul DN66, parcă e altceva. E un drum al bunului simț. Toată lumea care vine și intră în județ prin defileul Văii Jiului, îmi spune, domnule, în Europa puține drumuri sunt cum este acesta. Și are dreptate, și au dreptate. Este un drum, chiar dacă ne-a chinuit mulți ani de zile, dar de acum încolo vom beneficia mulți ani de zile, ne vom bucura de serviciile lui, așa cum se va întâmpla și cu cel de la 78, cred, sau 67, nu mai știu. După, nefiind al meu, la mine în curte nu m-a interesat cu ce număr e drumul de la Șoimuș, Brad, Oradea. Domnule președinte, tot ca un bilanț al activității dumneavoastră, nu pentru că m-aș gândi că se termină mandatul. Vă asigur că dacă mi se termină mandatul în... Tot același bilanț aveți, orice ar fi. ...în 11 martie sau când o să-mi dea venitul, dacă mi-l dă negativ, o să cer eu atunci să vin în post, pe
pot sublimează și să vin cu un bilanț serios al întregii mele activități. Am făcut precizarea ca să nu credeți că la asta mă refer. Tot ca un bilanț al activității dumneavoastră. De calitatea lucrărilor, președintele Mircea Ioan Moloț este mulțumit. De cele mai multe ori, tot beneficiarul este acuzat că a organizat licitații care sunt supraevaluate. Credeți că firmele care au lucrat, unele poate au lucrat la sume mici, au lucrat de mântuială? Drumul de care vorbeam, de exemplu, tocmai ziceam că rezistă, mi-e așa-mi face. Vreau să vă spun că, cel puțin de când sunt eu președinte și am cunoștință de cauză, nici o lucrare nu a fost supraevaluată. Vedeți, am cazuri concrete aici, drumul de la Straja, 18 milioane, spuneau specialiștii din birou, făcând niște calcule, cu materiale, cu etc., etc., acolo, și îmi iasă la jumătate de la constructorul respectiv. Constructorul respectiv e o firmă sau un grup de firme puternice din județul Hunedoara care au făcut multe lucrări în județ. Lumea o să vină să spună, firmă de casă. Toate firmele care lucrează în județ, indiferent că se cheamă Strabag, sunt de casă. Că lucrează de la Strabag sau lucrează Noemi nu știu care, dacă există, important este că să lucreze de calitate. Deci nici unul din drumurile care le-am făcut pot spune că și acum, dacă aș lua primul drum, dacă mi-aduc aminte, primul drum care l-am făcut, de la Braz către Râul Mare. Era o stațiune, adică este o stațiune acolo, multe puncte de atracție către barajul respectiv și era praf. Am fost criticat atunci de adversarii politici din județ, deci asta a fost în 2005. Iacă sunt 9 ani de zile și n-a apărut o groapă. Sigur, am și situații la Casa de Cultură din Hunedoara. M-a surprins când, fiindcă e administrată de Consiliul Județean, deci el iese din localitate, din localitatea Hunedoara. N-am fost mulțumit de lucrările care s-au făcut. S-au făcut la o sumă mică, am fost bucuroși atunci de toate, dar uite, e un exemplu care putem spune că nu suntem mulțumiți de ceea ce s-a oferit, dar din paragina în care era și în ceea ce este, nu se poate compara. Mai ales că și prețurile au fost foarte mici, dar așteptam altceva, adică așteptam să văd o casă de cultură cum văd teatrul de la Deva. Sigur, teatrul de la Deva a fost făcut cu alți bani, altă... Din bani puțin, puțin se face, din bani mai mult se face. Și pentru că aveați așteptările foarte mari. Fiind imediat după teatrul din Deva, unde a și costat niște bani, dar și este o clădire care cine intră a fost caramitru, ele au rămas impresionat de ceea ce oferă teatrul de artă din Deva. Domnule președinte, există o mare presiune pe cheltuirea banului public, pentru că tot am spus că discutăm despre, din punct de vedere economic, despre județ. O presiune foarte mare, în primul rând, pe dumneavoastră, ca președinte al Consiliului Județean. Această presiune, am repetat cuvântul, nu perturbă oarecum activitatea? Adică, decât să fac o treabă și să nu o fac bine și să răspund cu capul, nu mai bine nu o mai fac. Ar fi o teorie. Vedeți, eu când... Acesta e împrumutată de la polițiști. Polițiștii, decât să fac o anchetă și să nu facă bine, zic că mai bine se facă, nu aud, nu văd. În viața mea, eu am pornit, cum s-a spune, de jos. Nu m-am trezit dintr-o dată șeful unei instituții. Am fost profesor mulți ani de zile, după aceea am fost director la o chestie administrativă de taberele școlare, după aceea am devenit directorul unei școli, după aceea am devenit viceprimarul Devei.
Și de-abia după o bună bucată de timp, asta se numește în 2004, am devenit președintele Consiliului Județean. Credeți-mă că în toată perioada asta, indiferent că era înainte de 89 sau după 89, pe capul edilului, a conducătorului unei unități, întotdeauna sunt presiuni. Dar dacă nu știi să le suporți, nu știi să ai grijă să le tratezi cu multă maturitate, părerea mea este că nu trebuie să te bagi. Fiindcă eu am mulți, și acum n-am încăruțit, zic eu chiar de pomană, am mulți care vin la mine la birou, păi am trecut pe aici și am venit să vedem ce faceți. Eu nu văd capul de lucru când sunt în birou și ard de glume. Da, eu stau cu ei acolo cât consideră că e bunul simț și să nu-i dau afară, dar asta înseamnă pentru mine după mesele, când ar trebui să fiu liber, să-mi stau și eu în familie, să mă odinez, să mă duc în altă, să mă recrez într-un fel sau altul, stau să-mi rezolv problemele de multe ori, 90% din dăți, eu singur într-o clădire, cum este Consiliul Județean. Da, este această tendință, este această presiune, dar, repet, dacă nu știi să o gestionezi, n-ai ce căuta pe funcția respectivă. Dacă ar trebui să vă mai întoarceți odată la vârsta frumoasă, când responsabilitatea nu era așa mare, ați mai pornit pe drumul acesta? E multă rutină, mult stres, multă, chiar și uneori multă pierdere de timp. Vreau să spun că în viață am acceptat să fac lucruri numai care mi-au plăcut. Sub nicio formă n-am făcut niște lucruri forțat sau impuse de cineva sau care nu mi-au plăcut. Faptul că sunt președinte, nu... Știți, eu nici nu mi-am dorit să fiu președinte la început. Eu am ajuns printr-un accident politic președinte. Nu mi-am dorit niciodată o funcție. Dar niciodată. Și poate că nu l-am dorit, trei sferturi din viața mea de om al muncii am fost pe post de conducere. Dar n-am umblat niciodată după el. Nu am văzut niciodată să-mi bag pile, zic, bă, pune-mă pe mine director acolo. Sau am ajuns accidental consilier în 2000 la municipiul Deva. Fiindcă unul se retrase, care era să fie... mă rog, la PNL-ul, să fie și candidatul nostru pentru funcția de viceprimar. El a vrut să nu să fie viceprimar, a vrut să fie primar. Noi aveam deja primar și mi-a zis, domnule, dar tu de ce nu vrei să intri? Era atunci la noi o comisie de etică, analizam pe cel care, bună de altfel, pe cei care doreau să candideze la funcția de consilier și era obligativitatea ca tu să nu fii printre candidați. Și într-o ședință de birou m-am trezit că m-a luat președintele de atunci și a zis, ia lasă tu comisia asta și treci pe listă de consiliare. Eram, cred că, pe locul 6. A zis, am înțeles, colegialicește, să trăiți, deși eram mai tânăr ca mine și o relație amicală, eu eram domnul și eu îi ziceam, vin. Adică, așa. Și am acceptat să fiu pe listă de consilier, fără să mă gândesc dacă intru sau nu intru. Am făcut-o ca și când aș fi activitate politică, cu campanie, cu tot ce este, ca și când aș fi fost pe locul întâi și să fiu neapărat consilier. Am ajuns consilier, am ajuns viceprimar, nu s-a pus niciodată problema în partid până la o anumită dată să fiu... candidatul de președinte. Iarăși așa, pe nepusă masă, m-am trezit de la colegi, păi nu că te duci tu ca experiență și așa mai departe. Eu, bă, stați să-mi trec și eu, nefasta, fata, să mă duc și eu acasă să... Am primit acceptul, deși le-am atras atenția când am intrat în politică.
mă cunoașteți foarte bine, eu dacă intru într-un anumit joc, îl fac cu toată știința mea. Deci nu sunt din ala care să mai stau pe margine, să mai trag de timp. Mă implic cu tot ce am. Bun sau rău. Ăsta sunt și mă voi implica. Și ca atare, nu veți, mă veți mai avea în mijlocul vostru, cum a fost și până, ca până acum. Au acceptat, m-am băgat în luptă și iată mă la al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean. Cred că am avut capacitatea managerială, managerială cum este corect, managerială, să fac în așa fel încât și la nivelul județului să fie o anumită armonie, să ne facem și treaba. Și mi-a dat Dumnezeu șansa de a avea o echipă bună lângă mine. Pentru că m-ați adus din nou la mandatul dumneavoastră. Astăzi numai despre mandatul dumneavoastră ați vorbit. Ce aveți cu mandatul? Vă întreb să mă... Răspunsul la unii care sunt tineri și neliniștiți sau numai neliniștiți. Din... nu mă refer la nimeni, dar foarte mulți și mai ales colegii de alianță, mulți se văd președinți, de-abia aici, așteaptă. Aici vreau de-abia așteaptă, păi intuiam că aici vreau să zic așa. Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră nu sunteți grăbit, județul are la nivel național președinte PNL. Mănuiesc că la negocierea USL ar trebui în cazul în care în alta curte va da un alt verdict decât vi-l doriți dumneavoastră să fie tot PNL, pentru că înțelegem noi cei din Valea Jiului că domnul Nistor, copreședintele va fi președinte. Nu știu, dar cum ce înțeleg cei din Valea Jiului, nu mi-a spus nimeni până la dumneavoastră numele lui Nistor, se vehiculează tot felul de nume, numai că aveți dreptate. Suntem într-o alianță. Și alianța spune că președintele Consiliului Județean este PNL și prefectul este PSD. S-a respectat într-un totul acest lucru. Printr-un eveniment neplăcut pentru mine, că nu-mi închei mandatul. Asta este. Am fost 10 ani de zile... Mulțumesc partidului... Vorbim ipotetic acum, pentru că categoric, nu categoric ipotetic. Sigur, în calitatea mea de președinte și posibil și viitor președinte al Consiliului, al PNL-ului pe județul Hunedoara, fiindcă pe 23 februarie am alegeri la organizația filiala județului Hunedoara, tot un penelist va fi candidatul. Cine? Vom vedea. Nu discutăm acum nume. Dar categoric tot un penelist. Iar dacă nu, o spun cu fermitate, luăm taurul de coarne singur și îl vom câștiga, fiindcă și în 2008, dacă vă duceți aminte, Molos cu PNL-ul au fost singuri. S-a bătut și cu PSD-ul, și cu PDL-ul, și cu PRM-ul. Mai știu dacă mai era și alte partide. Da? Și am câștigat confortabil, adică vreo 20.000 de voturi, diferență între mine și al doilea, nu mai vorbesc de al treilea de la PSD. Și atunci, concluzionând, scrisorile trimise de președintele PSD, domnul Laurențiu Nistor, în Valea Jiului, sunt inutile. Păi dacă nu degeaba au apărut vorbele... Sori în Valea Jiului de sărbători. Recunosc că n-am primit. Îl apreciez pentru că face lucrul ăsta și îmi fac eu o mustrare de conștiință că n-am făcut. Eu, în general, n-am făcut niciodată chestia. Cred că nu simt nevoia alegătorii, sincer. Chestia asta n-am făcut-o niciodată și prefer mai bine să stau de vorbă cu el. Am dat, în schimb, sute de mii de cărți de vizită cu telefonul care este de 15 ani, același număr de telefon și la care răspund la absolut toată lumea. Sau dacă nu răspund,
mă uit pe el cine m-a căutat și iau pe rând. Sunt Moloț, m-a căutat. Și asta e adevărat, că mi se mai întâmplă și mie să nu știți numărul de telefon. Eu am două numere de telefon. Numai pe unul știu. Pe al doilea, sub cuvânt onoare, știu că se termină cu 010, dar care este configurația lui, nu-l știu. De aceea e telefonul, are memorie, am dat niște bani pe el, n-are decât să rețină el. Eu știu doar să-l butonez. Și știu buton atât. Alo și să închid. Da sau nu? Domnule președinte. Glumesc puțin. Pe ce mai tăză de aceea, am și niște telefoane mai mari. Pot să le folosesc, să nu umblu cu tableta după mine sau calculatorul, pot să le folosesc, să pot citi sau trimite e-mail. Rămânând la politică, la politica uselistă, dar cea din Valea Jiului, recent, poate chiar ieri, nu mai știu exact, președintele, copreședintele, colegul dumneavoastră de palier, Laurențiu Nistor, a declarat că la Petrila se va aplica modelul Ilfov și vor trebui împăcate cele două formațiuni politice de acolo. Cum veți reuși? Că de foarte mult timp nu, acolo sunt două pietre tari sau au fost două pietre tari întotdeauna. Nu e problema mea. Eu am existat la Petrila și cu USL-ul și fără USL-ul. Problema este a celor care au făcut pașii ăștia înainte, adică PSD-ul cu PDL-ul. Problema e a lor, să-și o rezolve ei. Eu n-am venit să mă plâng, domnule, la Petrila, să plâng ca un copil mic, PSD-ul nu face, nu vrea să facă alianță cu mine, face cu PDL. Nu are decât să fie sănătoși. Cred că e important pentru petrileni este să se realizeze ceva acolo. Și eu n-am făcut scandal tocmai pentru a fi armonie și tocmai pentru a lăsa pe domnul Păducel și consilierii locali să lucreze în liniște, să nu fie stresați, să dea vina că Partidul Național Liberal și Moloț i-a împiedicat să-și realizeze proiectele majore care l-au pentru orașul Petrila. Adevărul e că l-ați ajutat pe Păducel punându-l pe Avram un munte acolo ca să era de ce înseamnă politică penalistă. Și-l mai ajut pe domnul Păducel. Cu siguranță. Cu siguranță. Să dea pe pace. Sigur. Eu vreau ca atunci când trec prin Petrila, petrilenii să nu mă ocolească, să spună bă, dă-l dracului pe Moloț, ba dimpotrivă să vină să le strâng mâna, să discutăm și să simtă că Moloț este un aliat al lor. Recent, tot în Valea Jiului, tot în limbaj politic, reprezentanții dumneavoastră nu au fost selectați pentru următorul Consiliu de Administrație al SNMVJ. Culmea, doar reprezentanții PNL se vor ocupa de alte probleme decât minerit. Știți la ce mă refer. Există și aceasta o problemă de comunicare politică și de funcționare corectă a Uniunii? Sigur. Privită unilateral. Da, din punctul de vedere al PSD-ului, este o abordare corectă. Din punctul dumneavoastră de vedere? Din punctul meu de vedere, dacă așa, eu sunt un aliat bun și nu vreau să creez convulsii, nu că nu le-aș putea, dar chiar nu vreau să fac valuri, aduce să vă aminte că am renunțat și la directorul la închideri de mine, tocmai pentru a fi o armonie plăcută și locuitorii Văii Jiului să nu sufere. Oricum pot să-l las la o parte și nici eu și nici colegii mei care n-au fost selectați n-o să moară de invidia pe cei care au fost selectați, că bieții au niște responsabilități și la un moment dat trebuie să tragă o linie și să prezinte un bilanț. Din nefericire pentru noi, este că în fiecare zi
auzim că zeci, sute de mineri sunt disponibilizați. Și chiar ne lăudăm cu chestia asta. Am văzut și mai acum 2-3 zile că au plecat 256 sau 3. Anul sau, acesta alții 250 sau, au plecat și au plecat, urmează pleci. Și să nu fie supărată lumea, să nu fie nicio problemă că cei de la Petrila vor merge dincolo la Lonea sau cei de la Lonea la Petrila. Mă rog, așa, ca să suplinească. Eu cred că dacă chiar vreau să și mi-asum responsabilitatea și sunt un personaj politic responsabil, cred că nu cu asta trebuie să mă laud. Cred că da, respect programul politic al guvernului, fac parte din guvern, asta este cu închidere de mine, dar trebuie să mă gândesc tot timpul să creez în altă parte, în altă zonă, locuri de muncă. Aduceți-vă aminte că în 2004, când am venit aici și nu era suportat Moloț, nici acum nu este de toată lumea, dar lucrurile s-au schimbat, atunci spune că vine pe un cal alb, el de la Deva, să ne facă nouă. Ei, nu, atunci spuneam în felul următor. Din nefericire pentru noi, pentru județul Hunedoara și pentru zona Văii Jiului, mineritul este într-o continuă scădere ca număr de populație activă în minerit, ca număr de elevi la licee, ca număr de studenți, etc., etc. Și trebuie să ne gândim să punem ceva în loc. Și spuneam atunci că nu vom înlocui în totalitate ceea ce avem lăsat de Dumnezeu cu închiderea minelor. Dar trebuie să fructificăm. Și aici mă refer la zona mirifică în care trăim, zona montană, să o canalizăm pe partea cealaltă, toată economia Văii Jiului sau parte din ea, pe turism. Atunci a fost înjurată. Iată că s-au făcut și pârtii, s-au făcut și telegondole, nu? S-au adus tot felul de tunuri, de zăpadă, de ratracuri, sau cum le cheamă pe alea de zăpadă. Ratracuri. Așa. Creează locuri de muncă, creează venituri. Acum sunt supărați că nu l-am făcut drumul ăsta. Păi de ce erai supărat când în 2004 era să mă puști? Că spuneam că vrei să nu mai ieși miner, ci vreau să te scolt la soare, să te bronzezi, să ai o viață sănătoasă și să ai acela salar. Aici cred că trebuie să se gândească și colegii mei și cred că unii dintre ei se gândesc să facem lobby împreună ca acest guvern al nostru, pe care și unii și alții facem parte din el, să aloce în continuare fonduri pentru finalizarea programului de schi în zona Straja, extinsă chiar de la Urican până la Petrila, fiindcă chiar oamenii și locurile merită să fie în atenție de către noi, de către edil. De aceea noi venim și vrem să le facem o viață mai lină și mai ușoară și cu locuri de muncă și cu liniile de troleu de la Petrila până la Uricani și cu două aqualanduri ca să aibă lumea unde să-și petreacă timpul. Sigur, eu nu am terenuri, eu ca și reprezentant al Consiliului Județean, nu dispun de terenuri să fac, poate că dacă aș avea, m-aș gândi să fac o fabrică de ceva. Fac o societate comercială, fac o fabrică, să bag bani acolo, să fiu productiv. Nu avem acest lucru. Dar, uite, poate că mă gândesc cu un primar de acolo, până la urmă să luăm noi taurul de coarne și să spunem, bă, nu vin investitori, că suntem noi cum suntem aici, așa am spus odată. Și dacă nu mă înșel, chiar și în emisiunea la dumneavoastră am abordat
problema mafiei astea care se mai găsește aici în Valea Jiului și de ce nu vin investitorii sau unii care au venit pleacă, să încercăm să facem noi acest lucru și să creăm niște locuri de muncă și să nu ne bucurăm că dăm niște oameni afară, chiar dacă este programul de guvernare a partidului din care fac parte. Scurt, domnule președinte, nu mai avem timp. Rezistă guvernul USL în varianta PSD-PNL pentru următoarele 6 luni, de exemplu? Eu cred că rezistă cu siguranță până la alegerile prezidențiale. Cred că vor termina până în 2016, dar cu siguranță pot garanta că până la parlamentare... La europarlamentare. Nu, nu la parlamentare, la prezidențiale va rezista. Mulțumesc frumos, domnule președinte, doamnelor, domnilor, județul Hunedoara prin ochii președintelui, ați văzut, am discutat și economic, domnul președinte m-a dus și în politic obligatoriu, ați aflat și cum vede președintele mandatul pe care îl are în derulare, o seară cu minte, o seară liniștită, până săptămâna viitoare.